Astăzi este duminică, 23 iunie 2013 și mă aflu în municipiul Râmnicu Vâlcea, în crescătoria porumbeilor de fond, aparținând maestrilor columbofili, tandemul format din domnul doctor Adrian Colnicianu și prietenul său, domnul Alin Gălbenuș. Filmăm femelele văduve din lotul de fond, niște femele foarte valoroase, cu rezultate deosebite. Aici avem una dintre ele, o femeie care la primul fond din acest an a obținut un excelent loc 1 din aproximativ 19.000 de porumbei de la Berezanca, distanță de concurs 580 de kilometri. Iar acum, de fapt la al doilea fond, tot așa a avut o sosire excelentă. Acum o să vă prezentăm în imagine pe campioana de anul trecut, domnul Colnicianu, dacă nu greșesc, da? La ce categorie? Azi maraton tineret, locul național cu 15 puncte. Aceasta, da? Da, da. Super femeală. Ce le faceți de arat așa de bine? Cum le întrețineți? Prin zbor, hrană bună, nu? Exact. O selecție... Zi de zi. Da. 6 jumătate de trezit. Au fost la zbor, trebuie să le spunem vizitatorilor, da? Deja și-au făcut zborul da. De dimineață, da? Au făcut, deși una dintre ele au participat ieri la 540 de kilometri. Da, se prezintă foarte bine, văd. Au zburat peste 45 de minute. La liber, da? Da, da. Arată foarte bine, sunt foarte bine refăcute din câte se vede. Au poftă de zbor. Acum, săptămâna următoare, am înțeles că urmează... primul maraton al sezonului. Unde aveți, la? La Tocmac, la peste 900 de kilometri. Super! Putem spune că de-abia acum începe sezonul. Începe joc. Pentru ele, pentru multe dintre ele. Câte veți angaja? În total, un număr de 25 de bucăți. 25, nu? Da. Am înțeles că la dumneavoastră, în crescătorie, domnul doctor, femelele obțin rezultate mai bune, nu? Sunt mai harnice decât masculii văduvi, da? Da, ele sunt de bază. Ele sunt de bază. Da. Și în decursul anilor, numai cu majoritatea cupelor obținute, am fost numai cu femele. Cu femele. Trebuie să recunoaștem pentru vizitatorii site-ului nostru că aveți și niște condiții foarte bune de găzduire a lor. Sunt foarte liniștite. Fiecare la locul ei. Cam cât timp petreceți? Vă permite să stați zilnic în mijlocul lor. Destul, nu? Da, da, da. Peste 6 ore pe zi. Enorm de mult. Da, da. Poate unele zile și mai mult. Care în zilele premergătoare angajării la concursuri dure, nu? Da, da, da. Thank you.
Reproduceți din ele înaintea sezonului de concursuri? Da, reproduc câte un pui din fiecare. Cuplu bine din cele importante. Da. Câte doi, mutând două ouăle. Da. La alte cupluri. Iar la sfârșitul sezonului, iar câte un pui ca o răsplată. Da, pentru a le mai crește atașamentul, nu știu. Pentru sezonul. Da. Care tocmai a trecut. Îi lasă scoate câte un pui. În rest, văduvie. Totală, nu? Total, da. Aveți probleme în timpul sezonului cu ele să se împerecheze între ele? Nu. Pentru că le, din hrană le mențin și da. Au mai apărut mici cazuri, dar nu. De obicei nu am probleme. Având în vedere specialitatea dumneavoastră de medic, apelați cumva sau ați apelat vreodată și la substanțe din astea mai dopante, să zicem? Nu. Nu? Singurile, cele uzuale. Cele uzuale folosite de toată lumea, nu? Da, energizantele. O recuperare foarte bună, sunt convins de asta, e adevărat? Da. Pentru că... Electrolitonicul. Da. E greu să vă mențineți în topul topului, domnul Colnicianu, la nivel național? Cum vă cred? Da, este greu, mereu apar... Concurenți noi, nu? Ambițioși, mai ambițioși, de la an la an. Foarte mulți tineri, mai ales aici, am văzut că suntem într-o continuă creștere. Exact. Cred că sunt peste 500 de membri înscriși la Uniuni. Și, cum v-am spus, suntem pe drumul cel bun. Super. Vă felicit sincer pentru rezultate, pentru materialul genetic deosebit pe care l-aveți, pentru rezultatele obținute și vă doresc în continuare să vă vedem și la celelalte fonduri și maratoane din sezon, cât mai sus cu putință, adică pe locul 1 acolo unde vă place, nu? Da, mulțumesc frumos. Toate cele bune vă doresc.